bombardierilor Zigrea, shooting-uri, filmări, reclamă mai pe scurt la ochelari de soare pe care o să-i scot spre vânzare. Dar până una alta, mai are cu cartul să-și caute papuci. Mi-e mășește ce fain. Minge de tenis. Da, ca și mingea de tenis. Să uite, ceva mai extravagant. Hai să mă. Mersi frumos, o zi faină. Îi nehotărât cartonul. Foarte pretențios în alegerea vestimentației, în alegerea ținutului. E adevărat? E normal. Prințișorul poate să poarte orice? Păi nu. Nu pot. Dăm returnela pe dreapta la loto. Ciao. Ce mai faci? Nu te-am mai văzut de mult. Ce e Forge Bombardierul? Oi, cu cine m-am întâlnit? Francezul, scorpionul. Bine, am venit să-mi încerc norocul și se pare că mi-am găsit norocul. Că te-am găsit pe tine. Fiți atenți cu cine ne întâlnim, mă, cu Irimie! Ce-mi pule că... Hai, arată-le, ce pofti ai? Ăsta cred că e statul de o săptămână să vedem. Să bă, apura că nu. În savarină bagă tromful. Cu ce pune unde acolo? Cu ăla de motel. Ochiul viclean. Dar cu cine ești acolo, mă, direct? Cu jumătate din populația României și jumătate din diaspora. Vedeți că și Irimie face parte din diaspora Italia. Capo de Italia. Uitați-mi unde îl găsesc pe ăsta, mă. Pe cine? Pe italiană. Nu suntem detectivi particulari. Hai, vezi că-i pe opărnică ala. Vezi că pornică. Bombardierilor, i-am surprins în mijlocul unui conflict cu Digi. Nu cred că-i de astea. Nu e ăsta, mă, număr de Italia. Irimie, te pupăm, nu vrem să luăm parte la conflict. Vrem să aplanăm conflict. Nu ajungeam, la final. Te-am pupat, ceau! Stai, chiar sparge jamul! Da. Are rost să-mi iau X6 când uitați. Uitați lupoica mea. Nu, mă, nici nu trebuie să-i zic. Lupoica. Hai, nu se rază așa. Lupoica, te rog, geamul, închideți aripioara. Bombardierilor, totul e pregătit. Ustensilele sunt pregătite. Staful mi, uite acolo. Locație. Rușine. Ia, că tata tremură iepurii din picioare. Bombardierilor, ultimele aranjamente. Masa magică, mai ceva ca și Houdini. Fotograful numărul 1, nu pe Transilvania, ci pe România. Bășolaica. Și Nefertiti. Oconașul n-are nevoie dubla 1, dubla 2, dubla 3, dubla 4. La mie e dintr-o bucată. Am ăsta fără tura 2, fără tura 3, adică fără regii. Bine, un pic de ăsta au trebuit ca să-mi fac ideile și să înțeleagă restul și tot. Ce vreau să vă arăt? Că v-am adus, deci, mă, eu de-aș fi în locul vostru, eu aș profita de fiecare tură de haine. Păi, oricum trebuie să vă luați haine. Deci, oricum trebuie să vă luați. Fiți atenți ce v-am adus. Studiați semnul. Nu există o greșeală în cusătură. Studiați astronautul. Studiați astronautul. Detalii. Contează foarte mult detaliile. Etichete. Fiți atenți, că știu că vă plac licuricii, licuricii-s viața voastră. Pe lângă și certificate, licurici. Înțelegeți? O dăm pe extrema aialaltă. Plain. Detalii. Fiți atenți. Coduri, licurici. Piele. Prosperitate, putere și devotament. Exact ce vă ofer eu. Odată ce luați o haină de asta pe voi, prindeți putere, devotamentul,
pe devotamentul, îi devotamentul meu față de voi. Prosperitatea bombardierilor, când devotamentul pe voi, din partea mea, și puterea e la voi, rezultă prosperitatea la amândoi. Înțelegeți? Că ce fac eu nu-i numai negoți, nu știu ce, și prostii. Nu. La mine nu mă duc pe ideea banii mei sunt în buzunarul oamenilor, în buzunarul clienților. La mine nu există așa ceva. La mine ideea e produsul vostru e în inventarul meu. Și cu asta sper că am mișcat orice dubiu, v-am îndepărtat orice nor și v-am băgat raza de soare la voi în garderobă. Ia uitați. Păi mă, eu nu vă dau ceva ce n-aș purta eu. Deci eu nu vă dau ceva ce n-aș purta eu. Și uitați. Acum se face shooting-ul pentru ochelari. Fiecare ochelar în parte. Paula Adrian aici. Doamna Maria Moldovan. Am încheiat shooting-ul. Urmează drumul de Austria. Așa dorm până în Austria. Așa dorm de... Nu mă mai trezesc nici vameșii. Nefertiti. Și mă așteaptă lupoi ca col pe colț. Mâncaia și bucșile să-i le mânc, că îi le schimb frecvent. Ca și cum le schimb la muieri hainele și papucii, așa îi schimb la mașină. Nu mă arăz, a? Așa îi schimb la mașină bucșile. Investesc. Sunt investitor și investesc. N-am ce face, nu am cum să mă mint. Și nu vreau să vă mint. Haide. Nu, nu, după dumneavoastră. Nu, vă rog eu frumos. Te rog, hai că mergem departe. Acolo până nu pot și eu să văd ce fac. Foarte bine.